Bună seara și bun venit la Apocalips! Cartea Apocalips spune că ultimele șapte plăgi reprezintă mânia lui Dumnezeu vărsată asupra celor răi. Cu siguranță că nu asupra celor neprihăniți. Ni se spune foarte clar în Psalmul 91 că nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Pentru noi este important să știm ceea ce urmează să se întâmple și cum va fi la sfârșitul timpului. În seara aceasta, deci, vom arunca o privire asupra acestui subiect care înspăimântă pe mulți dintre noi, dar este important să fie înțeles. Ultimele șapte plăgi. Mulțumesc, Steve! Mulțumesc foarte mult! Suntem fericiți să vă urăm din nou bun venit în seara aceasta, unde continuăm să studiem din Cartea Apocalips. Noi am terminat capitolul 14 din Apocalips, iar în seara aceasta vom arunca o privire asupra ultimelor șapte plăgi. Scriptura spune că vor fi revărsate șapte plăgi asupra lumii. În studiul acesta vom analiza două capitole din Cartea Apocalips și vom privi la capitolele 15 și 16. De fapt, în capitolul 16 sunt descrise cele șapte plăgi. Capitolul 15 este prezentat în Cartea Apocalips pentru încurajarea celor neprihăniți. În seara aceasta, vă rog să luați Biblia și să deschideți împreună cu mine la Apocalips, capitolul 15, și să începem să citim de la versetul 1. Apocalips, capitolul 15, versetul 1. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. Șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Aici se vorbește despre șapte îngeri care au cele șapte urgii, iar Dumnezeu va descrie pe fiecare din ele, spunând ce urmează să vină. În versetul 2 se spune: și am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului. Și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne? Și cine nu va slăvi numele tău? Căci numai Tu ești sfânt.
și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate. Aici se vorbește de un mare grup de oameni despre care se spune că nu pot fi numărați, stând pe marea de cristal și aducând slavă lui Dumnezeu. Biblia spune că poporul lui Dumnezeu este foarte scump în ochii Săi. Ei stau pe marea de cristal și cântă laude la adresa lui Dumnezeu. Se spune că poporul Său reprezintă lumina ochilor Săi. Cu siguranță că cele 7 plăgi urmează să fie revărsate, numai că ele urmează să cadă asupra celor răi și nu asupra celor neprihăniți. Nu cunosc niciun alt lucru care să aducă atâta pace, atâta siguranță în inima cuiva, decât să știi că tu te afli în mâna lui Dumnezeu, că El se îngrijește de tine. El se ocupă de poporul Său. Cele 7 plăgi vor fi revărsate asupra lumii, dar Dumnezeu are cuvinte de încurajare pentru poporul Său. Voi împărtăși cu dumneavoastră unele din cele mai minunate versete din toată Scriptura în legătură cu grija Sa pentru poporul Lui. Vă rog să luați Biblia și să deschideți cu mine la Psalmul 34. Să privim la versetul 7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Se spune că îngerii Domnului sunt chiar în jurul dumneavoastră și vă poartă de grijă. Ce n-ar da oamenii să știe că îngerii Domnului sunt în jurul lor și se ocupă de ei? Să mai privim la un verset. Să deschidem cartea lui Daniel, capitolul 12, versetul 1. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Se spune că Mihail ocrotește pe poporul lui Dumnezeu, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare. Observați, o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Vă rog să ascultați cu atenție. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit. Și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Se spune că va fi un timp de strâmtorare, dar se spune că Dumnezeu va scăpa pe cei care fac parte din poporul Său, care trăiesc cu Isus. Se spune că ei vor fi scăpați. Să mai privim la un verset. Să deschidem la Psalmul 91. Vă rog să constatați ce se spune în mod special aici despre plăgi. Psalmul 91, începând de la versetul 9. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale. Aceste versete spun că nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Da, aici este vorba despre cei neprihăniți. Se spune că urgiile vor veni, dar niciuna nu se va apropia de locuința ta. Să ne întoarcem la Apocalips, capitolul 15, și să vedem ce mai are Domnul de spus că are loc în cer. Capitolul 15 și să continuăm de la versetul 5. După aceea am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei. Ioan spune că a privit și, iată, templul din cer s-a deschis. Privind acolo, el observă ceva ieșind din templul Domnului. Să citim versetul 6. Și din templu au ieșit niște îngeri, care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor, și erau încinși în jurul pieptului cu brâie de aur. Iată că din templul lui Dumnezeu ies 7 îngeri. Și una din cele 4 făpturi vii
a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur, pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Deci se spune că acești îngeri ies din templu și una din cele patru făpturi vii dă acestor îngeri șapte potire pline cu mânia lui Dumnezeu. Acum, dragi prieteni, trebuie să înțelegeți. Se vorbește despre mânia oamenilor și despre mânia lui Dumnezeu. Se spune că acei oameni care nu primesc semnul fiarei, se spune că asupra lor se abate mânia oamenilor. Iar acei oameni care primesc semnul fiarei urmează să primească mânia lui Dumnezeu. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră, dar eu aș accepta de 10 ori mai mult mânia oamenilor decât să suport mânia lui Dumnezeu. Se spune, deci, că asupra acestor oameni este revărsată mânia lui Dumnezeu. Să continuăm cu versetul 8. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri. Se spune, deci, că în templu nimeni nu poate intra, că el este plin de fum. Există un sens specific în legătură cu aceasta, căci Scriptura ne spune că atunci când Iisus Hristos a înviat, după ce a petrecut 42 de zile pe pământ cu ucenicii, s-a înălțat la cer. Iar atunci când s-a înălțat la cer, a devenit marele nostru preot. El a mers la cer ca să mijlocească în favoarea noastră. Ascultați ce spune Pavel în Cartea Evrei, capitolul 8, versetul 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Da, Iisus Hristos este acest mare preot și El este în cer, mijlocind pentru noi. Cu alte cuvinte, El este preotul nostru. Când noi ne rugăm, când ne adresăm Lui, cerându-I iertare, noi ne adresăm lui Iisus Hristos, iar El ne prezintă Tatălui. El este marele nostru preot. Dar versetul 8 din Apocalips 15 spune că acest lucru se va termina. El spune că templul este plin de fum și nimeni nu mai poate intra. Misiunea lui Iisus Hristos ca mare preot, al meu și al dumneavoastră, a luat sfârșit. Iar Biblia vorbește despre acest lucru, căci se spune că urmează să vină o zi în care Iisus va dezbrăca haina sa de mare preot și va lua haina sa de rege al regilor și domn al domnilor și că se va întoarce să-și adune poporul. Vă rog să notați ce se spune aici, în Apocalips, capitolul 22, versetul 11. Maybe we should read on, also read verse 12, but this is what it says. He who is unjust, cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Se spune aici că persoana care este nedreaptă va continua să fie și mai departe așa. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să fie sfânt și mai departe. Vedeți? Acest verset vorbește despre faptul că cine este întinat va rămâne așa, iar persoana care este neprihănită va continua să fie neprihănită. Cel sfânt să fie sfânt și mai departe. Slujba sa ca mare preot a luat sfârșit. Acum versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Misiunea sa de mare preot a încetat. El ia cădelnița cu rugăciunile sfinților și se spune în Cartea Apocalips că el o aruncă pe pământ, că lucrarea sa în sanctuar a luat sfârșit și că sanctuarul s-a umplut de fum. Nimeni nu mai poate intra în el. Cele șapte plăgi urmează să fie vărsate. Înainte să privim la cele șapte plăgi,
Sunt cinci puncte referitoare la aceste șapte plăgi, la care aș vrea să privim foarte pe scurt. Mai întâi, se spune aici, în capitolul 16, că cele șapte plăgi vin în succesiune. În versiunea King James se spune și primul înger, apoi se spune și al doilea înger, dar nu și în originalul grecesc. În originalul grecesc nu se spune așa. Aici se spune primul înger, al doilea înger. Se implică că aceste șapte plăgi sunt în succesiune rapidă, una față de cealaltă. Apoi veți descoperi că aceste plăgi nu sunt universale. Ele nu sunt vărsate toate asupra întregului pământ. Aceasta nu se va întâmpla, pentru că se spune aici în Apocalipsa 16 cu versetul 1 în original. Mergeți în drumul vostru. Veți observa că plăgile vor fi vărsate în diferite locuri ale pământului și nu toate peste întreaga lume. Ele nu sunt universale. În al treilea rând, veți descoperi că aceste șapte plăgi sunt vărsate asupra pământului în interval de un an. Notați ce se spune în Apocalipsa 18 cu versetul 8. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Deci se spune că urgiile vor veni într-o singură zi, iar în profeția biblică o zi reprezintă un an. Aceasta am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu. Deci se spune că ele vor cădea într-un an. În al patrulea rând, ele nu au început să cadă acum, sub nicio formă. Despre prima plagă se spune că ea va lovi pe oamenii care au semnul fiarei. Dar în momentul de față, nimeni nu a primit semnul fiarei, așa că plăgile nu au început încă să cadă. În al cincelea rând, descoperim că peste o persoană vor cădea mai multe plăgi, pentru că descoperim că persoanele care au fost afectate de prima plagă vor suferi și de efectele plăgii a cincea. Deci sunt persoane care pot fi afectate de două sau mai multe plăgi. Cu aceste puncte clare în mintea noastră, să ne întoarcem la Apocalips și să vedem ce are Dumnezeu de spus despre aceste șapte urgii care urmează să fie revărsate asupra lumii. Vă rog să luați Biblia, deschideți cu mine la Apocalips, capitolul 16, și să începem cu versetul 1. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri, duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Deci Domnul dă o însărcinare celor șapte îngeri să iasă și să verse cele șapte potire pline de mânia lui Dumnezeu. În continuare, vom privi la fiecare din cele șapte urgii care vor fi revărsate asupra întregului pământ. Să privim, deci, la cea din tâi urgie, care se găsește în capitolul 16, cu versetul 2. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Se spune deci că aceste ultime șapte plăgi vor fi vărsate de îngerii lui Dumnezeu. Și se spune că acest prim înger a ieșit și a vărsat potirul său. Și o rană dureroasă a lovit pe oamenii care primiseră semnul fiarei și care se închinau fiarei. Aș vrea să clarific un lucru pe care îl descoper în ziare și în reviste, unde oamenii spun că SIDA ar fi începutul acestei plăgi. Nu, prieten. Cu toate că SIDA va cunoaște o creștere masivă în următorii ani, ea nu este prima plagă. Pentru că aceasta va cădea asupra acelora care primesc semnul fiarei. Iar astăzi, nimeni nu a primit semnul fiarei. Oricât de rea ar fi SIDA, ea nu este începutul plăgilor. Vă rog să luați Biblia, să deschideți cu mine la capitolul 14 din Apocalips și voi citi versetele de la 9 la 11. Pentru că acești oameni care primesc semnul fiarei,
primesc instrucțiuni foarte clare din partea lui Dumnezeu. Iată ce se spune aici, în versetul 9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Din ce? Zice că vor bea din vinul mâniei lui Dumnezeu. Apoi continuă: turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Dragi prieteni, se spune foarte clar că acești oameni care primesc semnul fiarei vor avea parte de mânia lui Dumnezeu. Iar aici se spune că aceste plăgi reprezintă mânia lui Dumnezeu. Aceasta este mânia lui Dumnezeu. Noi am petrecut câteva seri identificând cu precizie cine este fiara. Apoi am vorbit despre ce reprezintă semnul fiarei. Despre aceasta nu mai putem avea dubii. Scriptura este clară și ea spune că oamenii care vor primi semnul fiarei vor avea parte de mânia lui Dumnezeu. Deci se spune că toți acești oameni care au semnul fiarei vor fi loviți de prima plagă, reprezentată de o rană dureroasă. Imediat vom citi și alt verset în care se spune că aceste răni sunt deosebit de dureroase și unde se spune că ei își mușcau limbile de durere. Aici nu este vorba de sida. Noi încă nu am văzut nimic așa de groasnic ca aceste plăgi care urmează să vină. Deseori discut cu oamenii despre aceste șapte plăgi și mulți dintre ei spun că ele nu vor avea loc în mod literal. Ei încearcă să le dea un sens spiritual. Îmi pare rău, eu nu pot face asta. Pentru că în Egiptul din vechime au căzut plăgi care au produs eliberarea poporului lui Dumnezeu. Aceste plăgi au fost reale, iar în zilele din urmă, aceste ultime plăgi vor duce la eliberarea poporului lui Dumnezeu. Plăgile din Egipt sunt foarte asemănătoare cu acestea de aici, din Apocalipsă. Urmăriți ce se spune în cartea Exodul, capitolul 9, unde vom citi despre una din aceste plăgi. Să începem cu versetul 9. Ea se va preface într-o țărână care va acoperi toată țara Egiptului și va da naștere în toată țara Egiptului pe oameni și pe dobitoace, la niște bube pricinuite de niște bășici fierbinți. Deci, ei au luat cenușă din cuptor și în fața lui Faraon, Moise a aruncat-o spre cer și au apărut niște răni asupra oamenilor și asupra animalelor. A fost groasnic. Aceste răni care au apărut atunci, se spune că vor apărea iarăși în plaga întâi și care vor fi atât de dureroase încât oamenii își vor mușca limba de durere. Dragi prieteni, așa cum v-am spus mai înainte, aș accepta cu mare ușurință mânia oamenilor decât să suport mânia lui Dumnezeu. Să continuăm. Vom privi acum la a doua plagă. Aceasta este descrisă în Apocalips, capitolul 16, cu versetul 3. Se spune: al doilea înger a vărsat potirul lui în mare, și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort, și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Se spune că al doilea înger și-a vărsat potirul lui în mare, și se spune că marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Când Scriptura folosește acest cuvânt mare, cuvântul este de fapt ocean. Se spune că oceanele au ajuns ca sângele unui om mort. Și se spune că orice făptură vie care se află în aceste ape a murit. Aceasta înseamnă că toți peștii, toate animalele din apă, toate au murit.
Vă puteți imagina ce miros îngrozitor va produce moartea acestor animale din ape? Vă puteți imagina cât de cât ce efect va avea aceasta asupra comerțului internațional? Cum va fi afectată transportarea produselor alimentare atunci când toate apele oceanelor se vor transforma în sânge? Dar continuă și se spune despre plaga a treia. Vă rog să ascultați cu foarte mare atenție, deoarece această plagă este foarte importantă. Apocalipsa 16, începând cu versetul 4. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor, și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și Tu să bea sânge, și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: da, Doamne Dumnezeule Atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile Tale. Vedeți, aici se zice: pentru că au vărsat sângele sfinților, le voi da să bea sânge. Acest al treilea înger își va vărsa potirul în râuri și în izvoarele apelor, iar ele s-au făcut sânge. Când Scriptura se referă la râuri și la izvoare de apă, atunci este vorba despre apa potabilă. Mai înainte a fost vorba despre oceane, dar acum se spune râuri și izvoare. Și se spune că ele au devenit ca sângele. Vă puteți imagina cum, deschizând robinetul de la chiuvetă, în loc de apă potabilă, să vină sânge? Dragi prieteni, această plagă absolut asemănătoare a venit și asupra Egiptului din vechime. Și atunci apele s-au făcut sânge. Puteți citi despre aceasta în Exod, capitolul 7, cu versetul 17. Dacă aveți Biblia, vă rog să deschideți cu mine. Așa vorbește Domnul: iată că vei cunoaște că Eu sunt Domnul. Vedeți, Faraon avea o problemă serioasă. El nu putea pricepe lucrurile care se desfășurau. El nu putea să priceapă ce se întâmplă. Și Domnul le-a zis: bun, iată că vei cunoaște că Eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiacul din mâna Mea și ele se vor preface în sânge. Dragi prieteni, apa potabilă din Egipt s-a transformat în sânge. Dumnezeu spune că în zilele din urmă, acești oameni care au vărsat sângele poporului Meu, al prorocilor, sunt vrednici să bea sânge. Și aceasta se întâmplă. Vă aduceți aminte că este o problemă pe care am avut-o la începutul studiului Apocalipsului, când am studiat sigiliile. Vă amintiți? Când am ajuns la cea de-a șasea pecete, unde se vorbea de anumite suflete de sub altar, haideți să ne întoarcem și să vedem ce se spune acolo. Apocalipsa 6, versetul 9 și 10. Pecetea numărul 5, vă rog să mă scuzați. Când a rupt mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei au fost uciși, înjunghiați, pentru că au rămas tari la cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce ziceau ei. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Ei ziceau: Doamne, cât va mai dura până când Tu vei răzbuna sângele nostru? Acum vedem cum pământul se umple de sânge, iar cineva afirmă: drept ești Tu, Doamne, că ai răzbunat sângele celor uciși pentru numele Tău. Aceasta a fost urgia numărul 3.
Să urmărim cum aceste plăgi se desfășoară în continuare. Să privim acum la plaga numărul 4. Plaga a patra oferă o nouă dimensiune. Plăgile care vor urma vor adăuga, cum să spun, un efect cumulativ. Să vedem ce se spune. Capitolul 16, începând cu versetul 8. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Se spune că acești oameni care au fost loviți de aceste urgii au blestemat numele lui Dumnezeu. Acest al patrulea înger își varsă potirul său și se spune că soarele a început să dogorească pe oameni. Eu sunt absolut uimit și nu pot pricepe cum Dumnezeu iar și iar spune omenirii ce urmează să se întâmple. Și când le spune, dacă voi veți primi semnul fiarei, dacă voi vă veți închina icoanei ei, dacă nu mă ascultați pe mine, veți suporta mânia lui Dumnezeu. Oamenii își bagă degetele în urechi și refuză să asculte, iar când Dumnezeu face exact ceea ce a spus, ei blestemă numele Său. Așa ceva eu nu pot înțelege. Dumnezeu spune, vă rog să ascultați ce spun eu. Iar ei se întorc și nu dau nicio atenție. Și apoi se întâmplă exact ceea ce spune Dumnezeu. El varsă potirul acesta și se spune că ei blestemă pe Dumnezeu. Aceste plăgi au un efect cumulativ. Una înrăutățește situația celeilalte. Căci, rețineți, prima plagă a adus asupra oamenilor o rană foarte dureroasă. Aceste răni sunt extrem de dureroase și vă dați seama că ele produc febră. Și, dragi prieteni, atunci când ai temperatură, îți este sete, ai nevoie de apă. Dar iată că apa s-a transformat în sânge. Ei nu au apă să bea. Și acum apare și arșița soarelui, care îi pârjolește pe oameni, iar ei blestemă numele Său. Cu adevărat groaznice sunt plăgile prin care Dumnezeu își varsă mânia asupra neamului omenesc. Îngerul al cincelea și-a vărsat potirul său peste scaunul de domnie al fiarei. Și se spune că împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Exact ceea ce are loc. Să luăm Biblia și să citim despre cea de-a cincea urgie, pe care o găsim menționată în Apocalipsa 16, cu versetele 10 și 11. Al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Se spune că acești oameni de acolo, de pe scaunul de domnie al fiarei, și noi, dragi prieteni, n-avem nicio îndoială despre ce este vorba când se spune scaunul de domnie al fiarei. Se spune că Dumnezeu va vărsa peste ei întunericul. De ce? Fiara putere a fost cea care a ținut pe oameni în întuneric. A fost ideea ei. A fost lupta ei teologică să-i țină pe oameni în neștiință. Ea a luat Biblia și a înlănțuit-o de pereții bibliotecilor, spunând oamenilor că ei sunt prea ignoranți ca să o citească. Ea le spunea că ei nu pot înțelege Scripturile și nici măcar să nu încerce să o citească, căci interpretarea ei este domeniul preotului.
Ea a ținut omenirea în întuneric și acum Dumnezeu zice, bine, ție care ai ținut omenirea în întuneric, îți dau întuneric. Și dați-mi voie să spun, întunericul despre care se vorbește aici este real. Este una din plăgile care au căzut asupra Egiptului. Vă rog să deschideți la Exod, capitolul 10. Și vă rog să notați ce se spune despre această plagă în versetul 21. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre cer și va fi întuneric peste țara Egiptului, așa de întuneric încât să se poată pipăi. Ați fost vreodată într-un întuneric ca acesta? Un întuneric așa de dens încât să nu poți vedea nimic? Eu îmi pot aminti când am vizitat niște peșteri și când ghidul ne-a dus din ce în ce mai jos, încât aveam senzația că am ajuns în centrul pământului. Și mi-aduc aminte că s-au stins toate luminile, iar eu mi-am pus mâinile în fața ochilor și n-am putut să le văd. Am simțit, am pipăit întunericul. Se spune că așa va fi asupra scaunului de domnie al fiarei. Acum Dumnezeu merge mai departe și ajungem la plaga a șasea. Probabil că sunt mai multe lucruri de spus despre plaga a șasea și a șaptea decât despre celelalte. Deci să citim capitolul 16, începând de la versetul 12. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de demoni, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușine. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Aceasta este plaga a șasea. Se spune că acest înger, al șaselea, își varsă potirul peste râul Eufrat. Și se spune că apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților de la răsărit și să pregătească lumea pentru războiul Armagedonului. Probabil că s-au spus mai multe lucruri despre această bătălie a Armagedonului decât despre toate plăgile. Eu mă întreb uneori de ce acest lucru. Pentru că observ foarte multă speculație în legătură cu această plagă, decât cu toate celelalte la un loc. Dragi prieteni, sunt anumite lucruri pe care le putem stabili cu precizie și care ne vor ajuta. Primul la care mă refer este faptul că aici, în Cuvântul lui Dumnezeu, este foarte clar că este vorba de bătălia Dumnezeului cel atotputernic. Să citim versetul 14. Acestea sunt duhuri de demoni, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Dragi prieteni, aici nu este vorba de bătălia oamenilor, ci este vorba de bătălia lui Dumnezeu. Este vorba de războiul lui, nu al oamenilor. Deci să fie foarte clar, aici este vorba de bătălia lui Dumnezeu. Unii oameni văd aici un război între Israel, Rusia, Statele Unite și ei consideră aceasta ca fiind bătălia zilei celei mari a lui Dumnezeu. Dar este fals, deoarece aici se spune clar că este vorba de bătălia Dumnezeului cel atotputernic. Vă rog să ascultați căci avem un exemplu în legătură cu aceasta. Aici se vorbește despre râul Eufrat și despre Armagedon și despre muntele Megiddo. Iar în Scriptură, este un exemplu în legătură cu ce se petrece aici. Vă rog să deschideți Biblia la a doua cronici și să privim la capitolul 20, versetele 15 și 16.
Și Iahaziel a zis, ascultați toți Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu, împărate Iosafat, așa vorbește Domnul, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Vedeți? Se spune aici, bătălia nu este a voastră, ci este bătălia lui Dumnezeu. Din fericire, Iosafat și poporul lui Dumnezeu a ascultat de Domnul și el i-a izbăvit. Să citiți în continuare versetul 17. Aici se vorbește despre eliberarea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Și de asemenea, această bătălie a Armagedonului este o bătălie a Domnului. De asemenea, se spune cine este implicat în această bătălie. Și acest lucru este foarte clar. Căci dacă ne întoarcem la Apocalipsa 16, se spune cine sunt combatanții. Se spune în versetul 13, apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Și apoi continuă, acestea sunt duhuri de demoni care fac semne nemaipomenite. Deci se spune cu claritate cine este implicat. Se spune fiara, balaurul și profetul mincinos. Iar noi am descoperit din studiul cuvântului lui Dumnezeu cine este fiara. Știm cine este fiara. Am stabilit că este vorba de puterea papală. Deci ea este implicată. Dar nu numai fiara, ci și balaurul. Și Scriptura spune cu exactitate cine este balaurul. Căci vedem acest lucru foarte bine în Apocalips, capitolul 12. Acel mare balaur roșu reprezintă păgânismul, acele națiuni care nu îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, reprezintă chiar scaunul de domnie al spiritismului. Deci se spune că puterea papală și spiritismul, păgânismul, este implicat. Și se spune de asemenea că va mai fi un profet mincinos. Când am studiat capitolul 13 din Apocalips, am văzut că acea fiară cu două coarne, care face un chip fiarei, reprezintă profetul mincinos. Aici este vorba despre creștinismul apostaziat. Acestea sunt puterile implicate și se spune că din gura lor ieșeau niște duhuri necurate care făceau minuni. Vă rog să citim în Apocalips 16 cu 14. Acestea sunt duhuri de demoni care fac semne nemaipomenite, sau minuni, dacă doriți, și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei cele mari a Dumnezeului cel atotputernic. Dragi prieteni, aceasta nu este, așa cum ar vrea mult să creadă, un război politic. Aici este vorba despre poporul lui Dumnezeu și este vorba despre o putere care merge împotriva voinței lui Dumnezeu, care se războiește cu Dumnezeu și cu Mielul. Cum fac ei război Mielului? Se spune că ei se războiesc cu Mielul, luptând împotriva poporului lui Dumnezeu. Căci se spune, ori de câte ori ați făcut unul din lucrurile acestea, acestor neînsemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Deci aceasta este o luptă între Dumnezeu și cei care sunt împotriva sa. Iar Domnul spune poporului său, stați la o parte și priviți, căci este lupta mea și nu a voastră. Dragi prieteni, noi trebuie să ne prindem de Dumnezeu, căci El este absolut capabil să se apere singur. Noi nu avem nevoie să-L apărăm pe El, pentru că El se poate apăra singur. El este Regele Regilor și Domnul Domnilor. Dar să continuăm, că se mai spune ceva despre această putere. Vă rog să luați Biblia și să deschideți la Apocalips 16, versetul 12. Se spune aici, al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Dumnezeu zice, acest al șaselea înger a vărsat potirul lui asupra râului Eufrat. Când am studiat profeția biblică seară de seară, am descoperit că Dumnezeu folosește apa pentru a reprezenta ceva.
Știți că am studiat despre femeia care stătea pe fiara de culoare roșie. Vă rog să deschideți la Apocalipsa 17 cu 15, unde se vorbește despre această femeie așezată pe această fiară și unde se spune că ea stătea pe ape. Vă rog să ascultați ce se spune aici. Capitolul 17, versetul 15. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care stă desfrânata, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Deci ne spune că apele pe care stă această femeie reprezintă neamuri, guverne, popoare. Deci ce vrea să spună este că guvernele, națiunile, vor fi secate ca să pregătească calea împăraților din răsărit. Aceasta se spune aici. În seara aceasta putem învăța ceva. Întorcându-ne în Babilonul din vechime, ne aducem aminte că cetatea Babilon era construită chiar pe râul Eufrat. Și aici se face o comparație pe care noi trebuie să o înțelegem foarte clar. Cetatea Babilon era socotită ca o cetate ce nu poate fi cucerită. Era socotită ca o cetate inexpugnabilă, în care nimeni nu putea intra. Vă aduceți aminte că Cir, împăratul mezilor și perșilor, a luat cu asalt cetatea Babilonului. Dar Babilonul avea niște ziduri uriașe, care au rămas renumite în istorie, ca zidurile Babilonului, în care s-au oprit multe armate. Când Cir a înconjurat cetatea, porțile cetății au fost închise. Și istoricii ne spun că babilonienii stăteau sus pe ziduri, aruncând cu alimente în orașul lui Cir, în ostașii lui Cir și râzând de neputința lor. Cir și-a retras oamenii și au pornit în sus pe râul Eufrat. Într-un loc anumit, ei s-au apucat să sape un canal uriaș în care să devieze apele fluviului prin acel canal. Într-o anumită noapte în care Belșațar, regele Babilonului, avea o petrecere, Cir a hotărât să atace cetatea. Ei au dat drumul apei pe canalele pe care le-au săpat, secând astfel albia veche a râului și au pătruns prin această albie în cetate. Și exact așa cum profetizase Dumnezeu cu mult înainte, cele două porți de aramă care dădeau spre râu au fost deschise, iar păzitorii erau beți. Astfel ei au pătruns în cetate și au cucerit-o. Trebuie să vă aduceți aminte că Babilonul era puterea care cucerise Israelul și luase poporul lui Dumnezeu prizonier. Râul Eufrat a fost secat ca poporul lui Dumnezeu să poată fi eliberat. Ceea ce dorește Dumnezeu să spună aici, dragi prieteni, este că acel râu, Eufrat, reprezintă neamuri, popoare, guverne, astfel că împărații din răsărit, Iisus Hristos, să poată veni. Despre aceasta este vorba aici. Aceasta este bătălia în care Domnul vine ca rege biruitor, ca rege al regilor și ca domn al domnilor. Acum vă rog să luați Biblia și să deschideți cu mine la capitolul 16 din Apocalips și să citim versetele 12 și 15. Iată ce se spune. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Și apoi ni se spune exact cine sunt acești împărați din răsărit. Pentru că dacă trecem la versetul 15, iată ce zice. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușine. Dragi prieteni, eu vă spun că bătălia de la Armagedon se desfășoară între Dumnezeu și cei nelegiuiți și este întreruptă de apariția lui Iisus Hristos. Exact în mijlocul bătăliei, Iisus Hristos apare și îi pune capăt. Iată cum este descrisă aceasta în Apocalips 20, versetul 9. Iată ce spune aici. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preaiubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Iisus Hristos se întoarce ca rege al regilor și ca domn al domnilor. Și acum să privim la ultima dintre plăgi, plaga a șapte, pe care o găsim în capitolul 16 cu versetul 17.
Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea, s-a isprăvit. Și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei, pentru că această urgie era foarte mare. Acest al șaptelea înger strigă, s-a sfârșit. Anunță că totul a luat sfârșit și anunță revenirea lui Iisus Hristos, spunând, Domnul se întoarce. Sunt anumite lucruri în această a șaptea plagă pe care ar trebui să le reținem foarte bine. Pentru că se spune aici că va fi un mare cutremur și apoi se spune că va fi grindină. Și apoi se mai spune că cetatea cea mare, Babilonul, va fi împărțită în trei părți. Mâine seară vom vorbi despre Babilon și despre căderea Babilonului. Am vorbit despre ridicarea Babilonului, iar mâine seară vom vorbi despre căderea lui și ne vom referi la acest punct de aici. Apoi se spune că va fi un mare cutremur de pământ și se spune că o grindină mare va cădea peste oameni. Și de asemenea se spune că greutatea acestor bucăți de grindină este de un talent. Dacă ne întoarcem la capitolul 6 din Apocalips, aici se vorbește despre revenirea Domnului. Iată cum descrie capitolul 6 acest lucru. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobos s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce stă pe scaunul lui de domnie și de mândria mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Se spune că va fi un mare cutremur la revenirea lui Isus și de asemenea la venirea lui va fi o mare cădere de grindină care va cădea asupra pământului. Și se spune că fiecare bucată de grindină cântărește un talent. Un talent are aproximativ 28 de kilograme. Noi nici nu ne putem imagina distrugerea pe care o poate face o asemenea grindină, ale cărei bucăți cântăresc 28 de kilograme. Dați-mi voie să spun ceva, dragi prieteni. Noi nici măcar nu putem bănui ce arme de război posedă Dumnezeu. Și vă pot spune, atunci când El iese la război, omenirea n-a mai văzut așa ceva. Deci se spune că atunci când va veni El, va fi cu tremur și grindină. Ioan încheie cartea Apocalipsului spunând, Amin, vino Doamne Iisuse! Dragi prieteni, în seara aceasta vă rog și insist pe lângă dumneavoastră să-L primiți pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Doriți dumneavoastră să vă așezați de partea poporului lui Dumnezeu, să vă uniți cu El, să fiți de partea Domnului? Vă pot spune acum, dragi prieteni, s-ar putea să fie un pic greu, s-ar putea să fie dificil, s-ar putea să fie cam dureros, dar vă pot spune cu siguranță, fiind de partea lui Dumnezeu este cu mult mai sigur decât să fii de partea oamenilor. În seara aceasta nu doriți dumneavoastră să vă ridicați prin credință și să-L primiți ca Mântuitor personal? Insist să cumpăniți cu seriozitate această decizie în timp ce ne vom ruga. Tatăl nostru din ceruri, în seara aceasta îți mulțumim atât de mult pentru că făgăduințele cuvântului Tău ne spun că Tu îți trimiți îngerii să tăbărască în jurul nostru ca să ne protejeze. Tu ai promis că îți vei elibera poporul și că nicio urgie nu se va apropia de locuința noastră. Pentru aceste lucruri îți mulțumim. Te rugăm, Doamne, ca fiecare dintre noi aici de față și fiecare persoană care privește la televizor să Te primească pe Tine în seara aceasta ca Mântuitor personal, să se așeze de partea Ta. Pentru aceasta Te-am rugat în numele lui Iisus. Amin.